sunt Mariana și bine v-am regăsit la un nou clip în care vă vom arăta drumul ce duce la releul Istrița și vom merge la picior către chilia lui Ambrozie. Pentru cei care doresc să vizioneze prezentarea releului Istrița și a chiliei lui Ambrozie, pot derula la minutul 20. Vă urăm vizionare plăcută! Thank you.
Thank you.
Vârful Istrița, cel mai înalt de pe dealul mare, are 749 de metri. Fiind cel mai mare pe o rază de 10 de kilometri, a devenit gazda unui adevărat parc de antene și relee de transmisiune, radio, TV și GSM. Prima construcție care s-a înălțat pe vârful Istrița a fost surla nemților. Era o turlă înaltă de lemn cu rol de observator ridicată de austro-ungari în 1856. După vreun secol, turla din lemn a fost înlocuită cu o structură metalică robustă de vreo 30 de metri înălțime, cunoscută în zonă drept releul de televiziune. Vârful dealului este accesibil dinspre Pietroasele pe drumul comunal 147 prin Pietroasa Mică. Sunt 6,5 km din centrul comunei și o diferență de nivel de 550 de metri, vreo 2 ore de mers pe jos sau jumătate de oră cu mașina. Se poate ajunge și dinspre Breaza, din fața primăriei, fiind 4,5 km sau pe traseul urmat de noi dinspre Bădeni, fiind vreo 3 km. Odată ajunși în vârful Istrița, se poate ajunge la chilia lui Ambrozie. Ocolim prin dreapta releul și mergem pe jos aproximativ 2 km. Ambrozie, cu numele de Mirean Tănase Rizea, s-a născut în 1889 și s-a tras dintr-un neam vechi de moșneni din localitatea Greceanca, județul Buzău. S-a născut într-o familie cu mulți copii, iar la vârsta de 15 ani a intrat ca frate în obștea mănăstirii Ciolanu din județul Buzău. Suntem întâmpinați de o cruce din piatră dedicată în memoria pusnicului Ambrozie. După 6 ani de la sosirea în mănăstirea Ciolanu, Ambrozie Rizea a fost uns în monahism sub numele de Teodor, iar mai târziu a plecat la schitul Prodromul de la muntele Athos pentru a învăța rânduiala schimniciei. La întoarcere, a ales să se izoleze în chilia pe care și-a săpat-o în peretele pietrei șoimului. Își asigura cele necesare traiului zilnic din munca cu ziua la podgoriile din Năieni și Breaza sau împletind coșuri din papură. Călugărul Ambrozie a trăit în pusnicie 6 decenii și a murit în 1980. Ajunsese să fie iubit de toți monahii din jurul său în mod deosebit pentru 2 daruri duhovnicești, spune părintele Mihail Stanciu din Săhăteni, autor al unei biografii a pusnicului Ambrozie,
citea la strană foarte frumos, clar și fără nicio greșeală și cânta îngerește de mișca inimile tuturor. O cărare abruptă te duce până sub peretele de calcar denumit Piatra Șoimului. La chilie poți ajunge cățărându-te pe o scară din metal improvizată. Chilia e formată din două cămăruțe în care au fost cioplite mai multe firide și prispe cu destinații domestice sau ritualice. Dacă v-a plăcut acest clip, dați-ne like și subscribe! Noi postăm clipuri cu drumuri și obiective turistice din România și nu numai! Ca să fiți la curent cu cele mai noi postări, apăsați pe clopoțel! Mulțumim pentru vizionare! La revedere!